În ședința extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara a fost adoptată hotărârea privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții reamenajare spațiu expozițional la galeriile de artă Forma din Deva. Reabilitarea spațiilor va crea oportunități de inițiere și desfășurare a proiectelor și programelor culturale în domeniul educației performante și culturii. Este un proiect foarte important pentru Consiliul Județean. Așa cum ați văzut, galeriile de artă sunt într-o stare avansată de uzură și depășită moral. Intenționăm să le transformăm într-o sală multifuncțională, unde să putem organiza, pe lângă expozițiile de pictură, expoziții sau lansări de carte, spectacole de muzică, de muzică clasică, muzică de interior, și de asemenea va putea funcționa și un mic cinematograf cu undeva la 100 de locuri, pentru că îl vom transforma și într-o sală de spectacole. Sumele prevăzute reabilitării sunt alocate din bugetul Consiliului Județean, iar lucrările efective sunt estimate a începe în ultima lună a acestui an. Investiția o estimăm undeva, acum urmează proiectul tehnic, dar undeva la 150-160 de mii de euro. Deci nu este o investiție foarte mare pentru asemenea sală. Bani din bugetul propriu al Consiliului Județean, din proiectul de investiții. Probabil că săptămâna viitoare, după ce vom termina documentele de aici, vom iniția procedurile de achiziție pentru proiectare plus execuție și în funcție de acest lucru vom da drumul la lucrări. Noi estimăm că undeva în luna decembrie va putea începe execuția efectivă. Potrivit indicatorilor tehnico-economici, suprafața vizată de reconfigurare are aproape 335 de metri pătrați, iar durata de realizare a investiției este de 4 luni.